Reluăm discuția despre disciplinele spirituale pentru aceia dintre dumneavoastră care cumva ați fost stârniți de lista aia foarte lungă de discipline spirituale. Eu le-am abordat pe cele puse în galben până la cea de-a 10-a pereche în cadrul bisericii noastre și găsiți undeva pe YouTube, pe canalul Bisericii Creștine după Evanghelie Betel Sibiu și celelalte prezentări în seria numită Calea. Pentru că e partea unui ciclu mai lung, în care, cum ne învață Scriptura în Faptele Apostolilor, primii creștini au fost numiți cei ce mergeau pe cale. Mergeau nu aiurea, ci după Iisus. Dar calea era termenul care au fost asociați ucenicii lui Iisus înainte să fie cunoscuți în Antiohia drept creștini. Și pentru că e o metaforă foarte vie și reluată în istoria bisericii atât de frecvent în toate perioadele ei, am ales să discutăm despre patrimoniul acesta al nostru în calitate de creștini sub această egidă a căii. Cu începere și nădăjduiesc să ajung să vorbesc despre sfârșit, pentru că orice lucru bun se și sfârșește într-un fel. Ne așteptăm să sfârșească într-un fel și Domnul hotărăște poate altfel, dar este un sfârșit și pentru calea noastră. În acest traseu, pe umblarea noastră, prin preumblarea noastră prin lume, neapărat trebuie să ne întâlnim cu disciplinele spirituale. Poate că vă aduceți aminte, ocazional ați întâlnit situații când sportivi profesioniști se întâlnesc și dezbat, dispută o partidă cu sportivi de altă talie. Mai ales la fotbal, când joacă, știu eu, România cu Malta. Acolo vin stomatologi, șoferi, tot felul de alții care n-au timp să se pregătească și joacă cum știu ei, sau cu Liechtenstein și, Doamne, ce ne bucurăm când îi bătem cu 10-0, sau... Dar nu e niciun câștig. Pe calea Domnului s-ar putea să fie tot la fel. Ne uităm împrejur și vedem, suntem mulți creștini, mulți, mai mulți se declară creștini, unii merg ca trenul pe lângă noi și alții zici că încă se mai leagă la șireturi. De ce este diferența asta, discrepanța asta atât de mare între unii care o iau repede înainte și îi vezi că au alură, nu de profesionist, de sfânt, de oameni preocupați de slujirea lui Dumnezeu și alții care zăbavnici, trași de ei, dintr-o groapă într-alta, care e diferența? Nu la toți ne-a făcut Dumnezeu chemare, nu la toți Dumnezeu ne-a dat ce avem nevoie să umblăm pe calea asta. Se pare că unii suntem zăbavnici, nu ne îndeletnicim cu practicarea creștinismului și din cauza asta rămânem în urmă. În orice disciplină spirituală ne-am uitat, îi vom vedea pe unii că sunt mai departe decât noi, pe unii abia dacă îi mai zărim și alții care rămân cu noi în rândurile din urmă. De ce e așa? E o problemă la Dumnezeu? Nu, problema e la noi. Nu ne facem timp, ne lăsăm absorbiți de alte lucruri. Și oricare dintre disciplinele astea ar fi să le luăm, probabil că la unele suntem corigenți, la altele am repetat anul, da, slavă Domnului, am scăpat, și la altele ne descurcăm binișor. Asta e rolul unei asemenea studiu, este ca să te pui la punct, să vezi unde sunt găurile, lipsurile, și să recuperezi de acolo. Pentru că cu toate împletite ar fi cel mai bine să mergem mai departe. Acum vine rândul să vorbim despre solitudine și o să clarificăm imediat, o să dăm o definiție. Mi-am adus aminte însă în timp ce mă gândeam la solitudine că te retragi undeva, cele mai multe imagini pe care le avem când vine vorba despre solitudine se leagă de singurătate, o să definim un pic și raportul dintre cei doi termeni. Și mi-am adus aminte de un film, o ecranizare practic după o carte care s-a dorit să fie inspirat din realitatea cruntă a unui tânăr deziluzionat de civilizație, care deși avea o familie înstărită, absolvise o facultate bună în Statele Unite, a hotărât să plece în pustiu, în sălbăticie, în Alaska.
să vadă cum îi să trăiască singur. Cartea a avut mare succes, filmul la fel, dar ce se întâmplă, n-aș vrea să vă dezamăgesc în vreun fel sau să vând, să dau un spoiler acum, că poate cineva vrea să citească sau să vadă filmul, dar omul a fost foarte dezamăgit de ce a găsit acolo și a ajuns singur la concluzia că civilizația umană are rostul ei, că e mai bine să trăiască în comunitate cu alții decât singur cuc și să-l mănânce ursul acolo. Dar a fost un proces. Ne luptăm cu tinerii noștri adesea, cu adolescenții, cu tinerii, ajung în faza în care vor să se emancipeze. Nimeni nu știe așa de bine cum știu ei și mentorii lor și profesorii lor de la școală. Părinții nu știu nimic. Din altă epocă, sunt fosile ei dintr-o altă epocă. Și vor să descopere ei adevărurile astea, care sunt atât de simple și care e ușor să le învețe de la cei ce au trecut pe acolo. Nu trebuie să învețe ei adevărul. Până la urmă, n-au ce adevăr, alt adevăr să descopere decât cel pe care l-a lăsat Dumnezeu inoculat în creația lui. Omul n-a fost creat să fie singur. A fost creat să trăiască în comunitate. Acum, comunitatea are problemele ei, desigur. Să vedem întâi o definiție și să discutăm termenii care se apropie de solitudine. Eu m-am gândit la ea ca la o stare de izolare în care cineva intră în mod intenționat, prin alegere personală, ca să câștige un avantaj spiritual. A face deosebirea că nu mă duc la munte să vorbesc cu păsările sau să număr furnicile sau alte lucruri, ci mă retrag undeva ca să obțin un avantaj care altfel simt că îl pierd printre degete. Nu dau de el nicicum. Și pentru asta cred că merită, cum adeseori putem să facem, lucrul ăsta e un exercițiu foarte bun, când vrei să definești un termen, să te uiți la termenii înrudiți, apropiați, și să încerci să-l definești în opoziție, în antiteză cu ei. Să vezi ce anume îți oferă. Nu există sinonime perfecte. Probabil că știți lucrul ăsta. Se suprapun cuvintele într-o oarecare măsură. Cum putem să-l definim în raport cu singurătatea? Singurătatea este mai degrabă o stare pe care o resimțim în anumite situații. Putem fi chiar în mijlocul oamenilor, putem fi chiar aici și să ne simțim singuri. Izolați, străini, nebăgați în seamă, fără valoare, neglijați, neînțeleși, nerespectați și ne simțim singuri. Asta e, aici începe traseul înspre depresie. Poți să fii în mijlocul unui oraș tumultuos și să fii depresiv. Să crezi că nimeni, tu n-ai nicio valoare, nimeni nu te bagă în seamă, ar fi cel mai bine, ar fi ca tu să dispari. Poți să fii singuratic pentru că îți dorești să te lase lumea în pace. Deși trăiești în civilizație și beneficiezi de avantajele civilizației, că ai mijloace de transport în comun, telefonie și tot felul de alte beneficii, preferi ca să fii lăsat în pace. Și la un moment dat lumea se prinde că tu asta vrei și te lasă în pace. Atunci de ce mai plângi că te-a lăsat lumea în pace, nu? Vrei să fii singur. Există însă și o altă singurătate în care ajungi fără să-ți dorești. Poți să fii singuratic când ești pe un pat de spital, poate în azilul groazei, când nu te mai bagă nimeni în seamă și te lega de pat acolo și poate că o dată pe zi mai trece să vadă dacă ai umplut patul și trebuie să fii schimbat sau îți mai dă o lingură de apă. Asta e un tablou cumplit. Nu știu cum este să fii singur, dacă mai poți experimenta starea de singurătate, atunci când mintea te-a abandonat și nu mai lucrează pentru tine. Și ești un trup în care din când în când se mai scurcircuitează niște neuroni și anumite amintiri mai revin. Cum se întâmplă cu bolnavii de Alzheimer. Mă gândesc că trebuie să fii foarte singur, dar nu știu dacă mai resimți starea asta atunci când mintea nu mai funcționează. Deci,
putem să ne gândim la singurătate ca stări pe care le alegem, în care ajungem, în care ne conduc alții, în care nu vrem să ajungem și cu toate astea ne trezim acolo. Nu cred că se potrivește cu ceea ce vreau eu să vorbesc despre când vorbim despre solitudine. Pentru că acolo s-ar putea să nu existe niciun beneficiu. Da, sunt de acord, când ajungi bolnav în spital, izolat, cu mulți ani în urmă am făcut TBC și am fost izolat în spital. Interesantă experiența. Când ești în societate și lumea află că ești bolnav cu TBC, să trage câțiva metri în jurul, din jurul tău. Dar e cu totul altceva. Poți să beneficiezi de starea respectivă și să recuperezi din apropierea cu Dumnezeu. Ai ajuns acolo, până la urmă Dumnezeu a hotărât, nu? A hotărât Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu, indiferent cum vrem să o luăm. Și până la urmă poți beneficia de pe urma ei când intri în introspecție, în meditație, în lectura cuvântului și în celelalte discipline și recuperezi. Adeseori am auzit lucrul ăsta din gura bolnavilor, recuperezi ce în vreme de sănătate ai pierdut. Nu s-ai făcut timp de toate astea. Acum ești sechestrat în spital, pe pat și n-ai altceva de făcut decât lucrurile astea. Ar putea să fie confundată și cu odihna, pentru că există elementul ăsta comun că atunci când vrei să te odihnești, adică să întrerupi o activitate, te retragi undeva unde e mai multă liniște, uneori în mijlocul naturii. Nu? Și când practici solitudinea, vom găsi exemple de felul ăsta, când oamenii fug din civilizație cât vă cu ochii, în pustiu, în, acolo unde se aud greierii, acolo unde, nu știu, bate vântul numai, altceva nu se aude. Tocmai ca, știu eu, în comuniunea ta cu Dumnezeu să nu fii conturbat de niciun alt zgomot, de niciun alt sunet, să fii focalizat în comunicarea cu Dumnezeu, în comuniunea cu Dumnezeu. Dar e mai mult decât odihnă. S-ar putea să implice odihnă, dar e mai mult decât atât. Ne putem decupla de civilizație, de oraș, de activitățile pe care le facem acolo, să mergem în natură, să ne recuperăm, să ne plimbăm mai mult, să petrecem mai mult timp în aer liber. Nu știu ce mai vrem să facem, să bem apă de izvor, să mâncăm ecologic, să dormim în șură, mai știu eu ce putem face acolo și nu facem acasă. Dar dacă vorbim despre solitudine, avem în vedere căutarea lui Dumnezeu. Știți, romanticii au, cu câteva secole în urmă, au ridicat valoarea naturii la un rang foarte înalt și chiar mai presus de oameni. De la natură poți învăța multe lucruri. Interesant, am descoperit pe unii tineri care cândva l-au cunoscut pe Domnul, că au mai păstrat respectul pentru natură. L-au pierdut și pe Creator. Au păstrat respectul pentru natură. Au rămas fascinați de natură. Și unde e Creatorul? Nu îl găsești pe Creator acolo? Ce s-a întâmplat cu tine? Cum de te-ai înstrăinat până acolo încât a mai rămas doar atât? Asta e romantism. Solitudinea e mai mult decât întoarcerea înspre natură. Este căutarea unui loc liniștit ca să recuperez ceva din comuniunea mea cu Dumnezeu. S-ar părea că solitudinea ne-ar fi mai la îndemână decât comuniunea în societatea în care trăim, aici unde individualismul este mai prețios decât comunitarismul. Individualismul este o filozofie implementată de nu tare de mult, care ne este dragă tuturora, în societate, peste tot, toată lumea vorbește despre valoarea individualismului, vine din apus, ne-am trezit și noi cu el, până la urmă ne place și nouă, mai ales că e o reacție la comunitarismul care am fost forțați să-l practicăm în comunism.
Nu? Și acum avem fiecare proprietățile noastre, moștenirile noastre, preocupările noastre, nu se bagă nimeni în treburile noastre. Și mântuirea tinde să fie tot individualizată, e problema noastră personală. Dar este și o problemă comunitară. Din moment ce Pavel zice că trebuie să ne băgăm de seamă unii altora, că suntem responsabili unii de alții, nu e numai problema mea personală, că eu fac ce vreau. Nu, este mântuirea ta personal, are implicații, se răsfrânge și asupra comunității din care faci parte. Acum să vedem câteva exemple despre situații de solitudine care se potrivesc cel mai bine acestui tipar. Le-am luat așa, oarecum, într-o ordine cronologică sau canonică, dar sunt oarecum dezlânate. Le vom relua după aceea să vedem sub ce rubrici le putem aranja mai bine. Am constatat că de cele mai multe ori, exemple pe care le găsim în Vechiul Testament, cel puțin, sunt situații în care oamenii sunt constrânși să ajungă acolo de Dumnezeu. Dumnezeu este inițiatorul solitudinilor. Nu o fac ei cu bună știință și pentru că au decis în felul acesta să îl găsească pe Dumnezeu, să recupereze ceva din ce au pierdut. De exemplu, Adam s-a trezit singur. Nu? Din fericire, nu cred că starea asta a rămas multă vreme, că Dumnezeu, ca un mare regizor, dorea să-l conducă, să realizeze cât de important este să nu fie singur. Dar a durat ceva timp până a numit el animalele și a realizat că, de fapt, are un gol, are o lipsă, are nevoie de ajutorul potrivit. Și am mai povestit un pic despre asta de dimineață. Dumnezeu a catalogat în mijlocul unui text în care tot ce creează Dumnezeu este bun, starea asta nu tocmai bună. Nu este bine ca omul să fie singur. Deci, de aici, încă de la început, avem un avertisment că solitudinea nu este norma, nu este lucru pe care trebuie să-l căutăm. Unii dintre noi sunt orientați din punctul de vedere al personalității pe care l-au să fie mai retrași, să caute unghierele, să nu se pună în lumina reflectoarelor, să îl lase lumea în pace, că el lucrează mai bine când e singurel. O fi așa, trebuie să te lupți însă cu asta, pentru că tu nu ești șopârlă, ești om. Șopârlele ies la lumină să se încălzească și după aia fug repede în ascunziș. Ele nu trăiesc în comunități mari cum sunt furnicile. Și pe una și pe cealaltă le-a creat Dumnezeu. Dar noi am fost creați să trăim în comunitate. Probabil că exemplul cel mai ilustru, pe care nu pot să-mi scot din minte, ca și cum ar putea să fie depășit de cineva afară de Domnul Iisus, este exemplul lui Moise. Atenție! Dumnezeu a dat legea și acea secțiune din lege cunoscută în Exod drept Cartea Legământului în auzul poporului. În timp ce muntele se cutremura, bubuia ca tunetul, vocea lui Dumnezeu se auzea trâmbița arhanghelului. Și poporul stătea la limită cu sufletul la gură, plin de groază. După care a zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu, mai bine du-te tu să-ți vorbească ție și tu să ne spui nouă. Și din nou Dumnezeu, un mare regizor, a condus poporul să ceară el calea aceasta. Dar de la bun început știa Dumnezeu că așa e normal să fie. Dumnezeu trebuie să vorbească prin intermediar, nu gură către gură cu tot poporul. Și Moise se urcă la început ca să consacre legământul în care poporul Israel a acceptat să intre împreună cu prezbiterii, cu Aron. Dar după aceea a rămas singur pe munte. 40 de zile. Singur în liniștea de mormânt a muntelui. Până acolo încât poporul a zis, nu știm ce s-a întâmplat cu Moise. El s-a dus, am văzut că nu a plecat. Da, 40 de zile, n-au zis nimic. Nu fi trecut 40 de zile până au luat ei decizia de a se întoarce cu fața înspre un idol pe care l-au zămislit acolo, Aron și ceilalți. Și liniștea aceea, n-a mai existat om pe fața pământului niciodată în istoria noastră care să fie avut un asemenea avantaj să stea în prezența lui Dumnezeu, să primească revelația, legea Domnului.
De asta când Aron și Miriam atentează cumva la poziția de conducător spiritual al națiunii, Dumnezeu îi cheamă pe toți trei la cortul întâlnirii și le reproșează: Moise e un om special, când va fi un profet îi voi vorbi prin vise, prin ghicitori care trebuie tâlcuite, dar nu tot așa este Moise, robul meu, care îi vorbesc gură către gură. Cum de v-ați ridicat împotriva lui? Chiar fratele și sora lui n-au înțeles ce s-a întâmplat acolo și privilegiul imens pe care Dumnezeu i l-a dat unui singur om din generația lor. Nu trebuia să-i facă statuie, trebuia să-i acorde respect ca unuia care vorbește numele lui Dumnezeu. A mai fost unul care a ajuns pe Horeb, dar tot așa invitat de Dumnezeu, numai că el era într-o altă ipostază, într-o stare diferită decât Moise, Ilie. Nu? El era sub amenințarea Izabelei, nu știu ce putea să-i facă Izabela, a fugit cât a putut de departe și a avut revelația aceea cu îngerul care l-a sfătuit să meargă mai departe și acolo, la muntele lui Dumnezeu, Dumnezeu i s-a revelat singur, pe când era singur. Și ne vom întoarce la experiența asta. O altă categorie vine din grupul acelor personaje, profeți, apostoli, chiar Domnul nostru, au suferit izolarea în celular. Li s-a impus singurătatea asta. Și probabil că ei au folosit-o, despre unii dintre ei știm sigur că s-au folosit de ea, să-l transforme într-un beneficiu spiritual. Și putem vorbi despre solitudine. Știm despre Ioan Botezătorul, pe când era în temniță, că a trimis vorbă lui Iisus, dacă el este cel care trebuia să vină sau trebuie să aștepte pe un altul. Știm despre Daniel în groapa cu lei, a fost aruncat acolo gând să fie executat, să fie mâncat de lei, dar a doua zi era prins de Duhul lui Dumnezeu și l-a întâmpinat pe împărat cu salutări sfinte. În timpul comunismului am avut mulți sfinți care au ajuns acolo nu pentru că și-au dorit. Doamne, aș vrea să am un timp numai cu Tine, du-mă în celular. Nu au cerut asta niciunul. Am citit nu tare de mult despre o doamnă pe nume Elena Constante care a petrecut 3.000 de zile în celular, singură. După câte zile credeți că v-ați pierde mintea dacă ați fi singuri? E asta 3.000 de zile. Puteți face un calcul, să vedeți că sunt vreo 8 ani, cred. Cum a putut rezista un om 3.000 de zile în celular, singur? Singurii oameni pe care vedeau erau interogatorii, care încercau să-i smulgă din gură mărturisiri. Și ea a rămas constantă, ea nu era vinovată de nimic din ce îi s-aducea. Și ea ne mărturisește, cărțile ei au fost publicate în franceză și apoi în română la Humanitas. Compunea poezii și piese de teatru pentru copii, pe care le tot relua cu mintea. Așa și-a păstrat mintea întreagă. Apoi sunt alte personaje, tot profeți, care singurei au fost trimiși în misiune. Eu am avut ocazia în ultimele 2 luni să lucrez acasă, dulgherie, singur, singurel, să fiu eu cu gândurile mele. Deci când dai câte una pe lângă cui sau așa, nu zici aleluia, îți vine altceva să zici de cele mai multe ori. Și atunci te cunoști cam cât valorezi, cam cât ești, cam pe unde ai ajuns. Atunci ai timp să meditezi, să gândești la lucruri, la predici, la cuvinte importante, la experiențe, la planuri de viitor. Oamenii ăștia au fost trimiși în misiune. Este un profet fără nume, trimis din Iuda la Betel să spună un mesaj, să se întoarcă pe alt drum, să nu mănânce acolo nimic și să se grăbească înapoi acasă. Omul ăla a avut ocazia ca în tot parcursul, pe tot parcursul drumului, l-a dus și l-a sosit să stea cu Domnul. Și se pare că nu i-a ieșit. A ieșit înaintea lui un mincinos care l-a vrăjit că
un înger al Domnului s-ar fi arătat și a fost deturnat de la planul lui și Dumnezeu l-a sancționat drastic pentru asta. Tot la fel putem să ne gândim la alții care au început în singurătate lucrarea, cum a fost Ioan Botezătorul. A ieșit din pustiu, ca și cum pustiul l-a născut. Și era îmbrăcat în haine slabe, în haine din păr de cămilă, mânca hrana slabă pe care tot pustiul îl dădea, lăcuste, și prin asta ieșea în evidență, că avea un mesaj. Pocăiți-vă, căci a sosit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și pentru toți oamenii, omul ăsta se califica asemenea lui Ilie de altă dată, tișbitul care purta tot astfel de haine, pentru titlul de profet al lui Dumnezeu, netemător, nu-i păsa de consecințe, le spunea tuturora exact cum stau lucrurile și fiecare pentru ce era vinovat. Avea o intuiție, o introspecție pe care numai Duhul lui Dumnezeu putea să-i o dea și nu era teamă niciodată să-i spună nici măcar regelui, îi spună în față cum stau lucrurile. Și asta l-a costat viața, cu siguranță. Domnul Iisus a început lucrarea sub aceleși auspicii, singur. După aceea, atât Ioan cât și Iisus au preluat ucenici, n-au mai fost singuri, dar cu asta au început, în solitudine. Mă gândeam și la Daniel, un exemplu în ce privește rugăciunea, pentru că el în fiecare zi, de 3 ori pe zi, se ruga și era singur printre înalții dregători ai curții persane. Dar el nu s-a lăsat, vedeți, solitudinea în cazul lui nu a însemnat că s-a luat și a plecat nu știu unde, ci acolo, la curte, închidea ușile și deschidea ferestrele înspre Ierusalim de 3 ori pe zi. Și împletea solitudinea cu rugăciunea. La un moment dat citim despre el că a citit în legea Domnului, în cartea lui Ieremia, că sunt 70 de ani hotărâți de Dumnezeu și a început să se roage și îngerul lui Dumnezeu, Gabriel, i-a răspuns prompt. I-a dat răspuns la rugăciunea lui. Doamne, Tu ai promis că vor trece cei 70 de ani, uite că se cam împlinesc, ce vei face cu noi, iartă-ne că suntem vrednici de tot ce ai hotărât. Și sigur, când vine vorba despre rugăciune în solitudine, n-avem un alt exemplu mai ilustru decât Domnul Iisus însuși. Și îl găsim, Scriptura spune că obișnuia să se retragă ca să se roage. În locuri pustii, pe munte, în timpul nopții, fie că a fost o zi obositoare, o zi grea, după înmulțirea pâinilor, după vindecări multiple, se retrăgea acolo, parcă să recupereze din ce a pierdut, din puterea pe care a irosit-o, implicându-se în lucrarea asta. Sau când avea în vedere a doua zi o lucrare foarte importantă, cum a fost alegerea ucenicilor. Înainte să coboare de pe munte, s-a rugat noaptea aceea și ce credeți? Știa fiecare cine este. Mă gândesc că în calitatea sa de om, când a ajuns să se roage pentru Iuda din Iscariot, a avut și el o dificultate. Și a zis, Doamne, Tu mi l-ai dat pe ăsta să fie chiar responsabil cu contabilitatea. Ajută-mă să-l iubesc. Și tot la fel, când a trebuit să se pregătească pentru arestarea din timpul nopții și supliciul care începea a doua zi, s-a rugat. A petrecut timp singur. A cerut ajutorul unora dintre ucenicii săi în anumite ocazii, dar, cum vedem, n-au răzbit, n-au fost pregătiți pentru un astfel de exercițiu. Lipsea practica. Dacă Domnul ne-ar invita pe noi la o astfel de lucrare, nu știu cât am reușit să trecem de primul ceas, nu? Acum, să ne uităm la aceste experiențe și relatări din Scriptură, din Vechiul și Noul Testament și să le punem sub anumite categorii. Eu m-am gândit să vedem la ele care este motivația solitudinii, acolo unde ea este intenționată, de subiectul uman. Că adeseori am văzut personaje care sunt implicate în procesul ăsta,
pentru că le-a împins Dumnezeu. E greu să deosebești, cel puțin în teologia Vechiului Testament, cum ne place nouă oamenilor moderni în zilele noastre, să ne lăudăm cu libertatea noastră de a alege lucrurile și de a le face cum vrem noi. În Vechiul Testament, în perioada aceea, oamenii erau mai alerți la voia suverană a lui Dumnezeu, care determina să se întâmple anumite lucruri. Noi am început să pierdem lucrul ăsta. Deși avem sloganul ăla apișat în biserică, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Deci cumva Dumnezeu hotărăște totul din perspectiva lui pentru binele, pentru slava împărăției sale și a sa personală. Întâi de toate, solitudinea ne permite să avem comuniune cu Tatăl. Termenul îl veți găsi frecvent folosit în literatura, într-un anumit gen de literatură specifică bisericilor tradiționale, acolo unde există, cum le zice, călugări și tot felul de, cum le zice astea, nu, grade călugărești, nu, ordine călugărești, așa e, venea tot în engleză termenul, ordine călugărești. Ea a fost pentru prima dată, din câte ne spune istoria bisericii, practicată de așa numiții părinți ai pustiei, sau de unde avem și numele de pustnici, că se retrăgeau în pustiu. Și ei erau convinși, așa cum spune în Evanghelie, că dacă Duhul izgonit, exorcizat din om, se duce în locuri pustii, trebuie să-i caute demonii în locurile pustii și să-i răpună acolo. Acolo să aibă loc conflictul spiritual. Erau foarte convinși că așa stau lucrurile. Ni s-a păstrat de la părinții pustiei din Egipt, că acolo a apărut fenomenul acesta prima dată, patericul sau o lucrare ca o colecție de afirmații celebre și relatări despre călugării care au activat în zona aceea. Dar după modelul patericului egiptean s-au realizat și alte colecții din alte ordine călugărești, din alte zone ale pământului. Numai că am o problemă când vine vorba să potrivesc experiența lor cu a Scripturii și mai ales cu a Domnului. Scriptura nu ne spune că Domnul Iisus căuta demonii prin pustiu. Îl căuta Satana pe Iisus în pustiu, e adevărat, dar el s-a dus acolo pentru a marca începutul lucrării sale, pentru a se da într-adevăr pe mâna diavolului, să-l ispitească în toate felurile, să împlinească voia lui Dumnezeu în felul acesta și să-l înfrângă. Dar nu ne-a lăsat și nouă porunca asta, că dacă vrem să intrăm în război spiritual, cu lumea spirituală, trebuie să ne ducem în locuri pustii și acolo să ne înfruntăm cu demonii. Există un episod din viața Domnului Iisus când se pare că în mod intenționat s-a dus în ținutul gadarenilor. Judecând după faptul că atunci când gadarenii au aflat de exorcizarea îndrăcitului, l-au evacuat repede pe Iisus de acolo, înțelegem că Iisus nu s-a dus să se întâlnească cu gadarenii, ci s-a dus să-l elibereze pe acela care își făcuse locuința în morminte și pe care nu putea ține nimeni legat. Că imediat ce se rezolvă problema, ca și în cazul femeii din Sihar, după ce se întâlnește cu ea, lucrurile merg mai departe și se rezolvă. Iisus trebuia să se întâlnească cu femeia din Sihar, spune explicit Ioan. Aici înțelegem din context că Iisus și-a făcut planul să-l scape pe acel om de demoni, care se lăudau că sunt o legiune. Da, vorba aia, pe demon niciodată, pe drag să nu-l crezi niciodată, nici când spune adevărul. Că el nu spune adevărul, el mă minte. Când Iisus se retrage și se izolează de ceilalți, chiar de grupul ucenicilor, el vrea să aibă comuniune cu Tatăl. Este un exemplu acolo pentru noi. Nu ne ducem, nu ne retragem undeva ca să ne luptăm cu demonii, că ei ne găsesc oriunde am merge. Don't worry about that. Ne ducem ca să ne conectăm mai bine cu Dumnezeu, să scăpăm de zgomotele din fundal și de orice alte obligații care s-ar putea naște în contextul în care suntem. Pentru că acasă plânge copilul,
măcăierațele, guiță porcul, fiecare are o altă nevoie, trebuie să fii la îndemână și sarcă ars. Despre Iisus spune că obișnuia, avea obiceiul acesta. Avea câteva obiceiuri despre care spune Evanghelia. Avea obiceiul să intre în sinagogă, în zi de sabat, să dea învățătură, să încerce, să comunice cu confrații săi. Avea obiceiul să se roage în locuri pustii. Avea obiceiul să-i vindece pe cei care veneau la el. Avea niște obiceiuri și avem de învățat și din privința asta. De ce obișnuia Iisus să se roage noaptea? Am putea să ne gândim. Pentru că ziua era foarte ocupat. Ziua era împărțit cu multă treabă. Și la fel, dacă ești familist, tânăr și ai copii, cam știi ce înseamnă când ziua e plină. Ești ocupat. Nu podidești să le îndrepți pe toate, să le rezolvi pe toate. Mulțumesc tare mult! Unii fac din asta un capăt de țară și zic că nu știu ce energie se eliberează noaptea. Așa e când cazi sub influența unor religii din Orientul Îndepărtat, trebuie să fii la nu știu ce altitudine ca să te lovească un câmp magnetic sau nu știu ce alte lucruri. Eu nu cred în astfel de povești. Ca și cum demonii nu lucrează noaptea, o să mă iertați, sunt foarte activ și noaptea. Deschizi internetul și vezi cam ce fac. Zi și noapte ei sunt tot timpul activi. Barurile, de aia le spune, bar de noapte, nu? Acolo ce se fac? Se aduce laudă lui Dumnezeu? Nu știu să vă dau detalii, că n-am intrat în ele, dar bănuiesc că lucruri bune nu. Deci, nu pentru că noaptea nu știu ce posibilități speciale ar avea și nu sunt în timpul zilei, că natura, că undele, că mai știu eu ce, ci pentru că era disponibil timpul ăsta, îl putea consacra comuniunii cu Dumnezeu. Mă gândesc că era obosit. Și nu degeaba, după o noapte petrecută în rugăciune, adorme în corabia ucenicilor. Cum dormi? Cum poți să dormi când e furtună? Nu? E tangajul ăla al valurilor și furtunile de pe Marea Galilei se instalează foarte rapid, sunt foarte violente. Îmi vine foarte greu să cred că un om poate dormi pe o barcă, nu știu pe ce lac aveți aici mai aproape, dar noi avem lacurile noastre. Oricât de mici sunt valuri, te gândești, te ții bine de margini și zici când ajungem la uscat, că noi nu suntem făpturi acvatice. Nu? Și cu toate astea, Iisus era extrem de obosit. Deci cu siguranță era sacrificată odihna lui ca să se poată pregăti în rugăciune, în lupta lui, în comuniunea lui cu Tatăl. Uneori s-ar putea să te trezești, cum există în istoria bisericii și mai ales în moștenirea catolică, autorul acesta, Ioan al Crucii, să te trezești din pasiune pentru Dumnezeu în ceea ce el numește o noapte a sufletului. Adică e pasiunea omului care vrea să-și mortifice eul și se luptă cu sine și ajunge în postura în care se așteaptă ca Dumnezeu să intervină pentru el, să-l ducă la un alt nivel, în aprofundarea relației. Nu pentru că ai fost părăsit de toți, nu pentru că ești depresiv sau din alte motive, nu-i noaptea din cauza asta, ci pentru că te lupți cu tine însuți și știi că nimic luminos nu este în tine dacă Dumnezeu nu-ți deschide o fantă de lumină, n-ai nicio șansă să mergi mai departe. Până aici ai făcut ce ți-a stat în putință, ai nevoie de harul lui Dumnezeu. Și când ți se pare că Dumnezeu întârzie să vorbească, când ți se pare că El nu mai vorbește în căile de altă dată, că relația ta cu Dumnezeu pare că a ajuns într-un oarecare impas, cel mai bine este să aștepți. Să nu iei decizii majore, radicale,
să-ți vezi mai departe de responsabilitățile tale și să aștepți ca Dumnezeu să reia dialogul, El o va face, pentru că El e investit în relația asta. Poate că s-a întâmplat ceva cu tine, e mai probabil lucrul ăsta. Întotdeauna când Dumnezeu tace, o face ca să te pregătească pentru următoarea fază. Noi credem că Dumnezeu a tăcut în perioada dintre cele două testamente, 400 de ani. Dar evreii au stat în robie tot 400 de ani și Dumnezeu nu le-a vorbit prin niciun profet și erau în Egipt. Și lucrurile s-au complicat de la o generație la alta, până când s-a dat edictul că n-au voie să-și păstreze băieții. Și Dumnezeu tăcea. Și au început să strige. Dar strigau de durere. Scriptura nu spune că au strigat după ajutor la Dumnezeu, ci doar că au strigat. Foarte interesant. Și că Dumnezeu le-a auzit strigătul și și-a adus aminte de legământul cu patriarhii. Ca și cum Dumnezeu uită, știți, dar n-are cum să uite. Stai liniștit, Dumnezeu nu uită nimic. S-ar putea să trăiești o astfel de experiență. Și atunci e posibil să fie de ajutor să te decuplezi din toate și să cauți fața lui Dumnezeu în solitudine. Poți primi în solitudine, cum se întâmplă cu unii dintre cei pe care i-am survolat, să primești revelație și călăuzire. Și sunt multe situații în care Dumnezeu pare să prefere liniștea naturii. Dar nu întotdeauna. Au fost profeți care au activat în orașe. Să luăm numai pe Ezechiel, care era în robie, în mijlocul unei colonii de evrei care munceau la marile proiecte babiloniene. Era o muncă silnică acolo. Și el acolo locuia. El era un fel de far pentru ei, spiritual vorbind. Și Dumnezeu îi vorbea lui. Și el, după aceea, transmitea mesajul altora. Și au fost profeți care au fost în mijlocul zgomotului din urbă. Și Dumnezeu le vorbea. Dar tiparul, dacă e adevărat ce spune Dumnezeu lui Moise, nu? Asta e ironie, că e adevărat, cu siguranță că e adevărat, nu? Că el vorbește profeților prin vise, visele se întâmplă noaptea. Și adeseori în Scriptură, chiar și cu Iona și Balaam și cu multe alte personaje, spune că în timpul nopții sau a doua zi, profetul a știut cum stau lucrurile. Pentru că în timpul nopții s-a întâmplat revelația. E legată starea asta de trezvie a sufletului, că sufletul nu doarme niciodată. Trupul nu intră în shutdown decât când moare. Este o stare, așa, aparent de moarte, dar este o stare de trezvie nocturnă, cum se numește, și atunci sufletul este receptiv la cuvântul lui Dumnezeu. Mai că Dumnezeu vorbește simbolic. Și deseori ne trezim tulburați de ce vis am visat și bine că nu e adevărat. Ne gândim, oare Dumnezeu a vrut să-mi comunice ceva? Oare ce înseamnă? Au fost monarhi în Scriptură care nu s-au lăsat până nu au aflat explicația, pentru că una este când are un om de rând un vis și alta când monarhul are un vis, pentru că el răspunde de viața unui popor în mare număr și ei aveau convingerea că visurile vin de la zei și sunt dezlegări ale viitorului pentru întreaga națiune. Deci am văzut pe Moise că Dumnezeu l-a retras din mijlocul poporului, acolo sus pe munte, 40 de zile, și a mai făcut lucrul ăsta încă o dată. Pentru că Moise a fost tulburat și a dat cu legea dăltuită în piatră de munte și a spart-o, făcut-o țândări. S-a mai dus încă o dată și a refăcut tablele legii. Au fost situații când Dumnezeu a vorbit în timp ce exista muzică. Elisei primește cuvânt din partea lui Dumnezeu în timp ce unul cânta la harfă. Un instrument cu coarde, rudimentar din punctul nostru de vedere, dar mă gândesc că trebuie să fi fost tare diferită muzica aia. Am vorbit cu o altă ocazie despre asta, decât muzica contemporană cu muzică, cu instrumente electrice, cu percuție. Și în timp ce muzica aia suavă se desfășura acolo, Elisei este învrednicit să primească cuvântul lui Dumnezeu.
Mai rar se întâmplă când oamenii sunt solitari, sunt singuri, se retrag, pentru ca să fie eficienți în slujbă. Avem câteva exemple, fără îndoială, în Amos îl vedem pe el ducând cuvântul lui Dumnezeu de confruntare a cultului idolatru de la Betel și cum era cât pe ci să fie linșat de preotul, marele preot de acolo. Dacă erau mai mulți, probabil că era un mare avantaj. Dar dezavantaj a fost și pentru profetul anonim din Iuda, pentru că atunci când a apărut ispititorul să-i spună bazaconile, poveștile inventate de el, dacă ar fi avut pe unul, ăla i-ar fi zis: șeful, îți aduce aminte? Ți-a spus Domnul că așa stau lucrurile. Ăsta poate că minte. Nu? E de mare ajutor când ești împreună cu un altul și nu ești sigur, că atunci poți să fii victimă sigură pentru înșelători. Și Iona a fost singur. Și a luat decizia: eu nu ascult de Dumnezeu. La asirien, oriunde m-aș duce, dar la ăia, nici mort. Ei, s-a dus viu, până la urmă. Dar a încasat-o pe traseu. Și Dumnezeu a fost indulgent cu el, nu ca în cazul profetului anonim din Iuda, care săracul a murit mâncat de leu. Dumnezeu a fost mai indulgent cu Iona și i-a îngăduit să vadă mila lui Dumnezeu manifestată față de sângeroșii asirieni. Cred că uneori există slujbe pe care le poți face mai bine singur. Atunci când s-ar putea ca viața altora să fie pusă în pericol și te sacrifici tu, de exemplu, pentru ei. Nu așa a făcut și Iisus? S-a dat pe mâna vânzătorului și a soldaților, zicând: pe aceștia lăsați-i să plece. Aici, acolo, mergem împreună. Eu fac munca asta singur. Foarte convingător a fost Iisus în ocazia respectivă. De cele mai multe ori însă cred că beneficiem mai mult dacă suntem împreună cu alții. Oare cât e ceasul? Aoleo, e gata. Astea sunt lucrurile pe care le putem spune aici. E important să vedem cum se împletesc disciplinele spirituale între ele, că, de exemplu, Richard Foster, care a scris o carte despre disciplinele spirituale, el promovează solitudinea împreună cu tăcerea, că prea bine merg ele împreună. Și, într-adevăr, Scriptura ne învață că este o vreme de tăcut și una de vorbit, că dacă nu poți să-ți înfrânezi limba, ai o problemă și că cine a reușit lucrul ăsta este desăvârșit. Dar ne aducem aminte prietenii lui Iov, care au făcut bine când au tăcut și au greșit când au început să vorbească. Deci când te duci înaintea Domnului și aștepți ca El să-ți vorbească, e bine ca să nu mai zici nimic. Că tu pe toate le știi. Îi dai de lucru lui Dumnezeu: Dumnezeu, fă aia, aia, dacă vrei, îmi faci asta și suntem prieteni. Și e bine când ajungi aici să mai taci. Mai ales predicatorii, noi avem probleme cu vorbitul și ne prinde bine să mai tăcem din când în când. Se practică tăcerea în anumite culte pentru închinare, oamenii stau liniștiți până când îi mână Duhul să spună ceva. Și alții, în tot timpul consacrat închinării, nu zic nimic, numai stau și meditează. Nu știu cum e aia, adică pentru ce te mai strângi în comuniune cu alții? Nu e natural ca în comuniune, Pavel spune, unul să aibă una, altul alta și împreună să facă un buchet. Dar, mă rog, e folositoare modestia, de exemplu, când te duci în practicarea solitudinii, te duci undeva departe, nu cu pretenții de hotel cu 3 stele, te duci într-un loc mai ferit, mai fără pretenții. Te duci ca să slujești, te duci ca să asculți cuvântul și bine să n-ai telefon ultra performant, că ăla țiuie la temirce. Zici că ai Biblia pe el. Ia-ți o Biblie normală, pe hârtie, și telefonul lasă-l altundeva. Nu aș zice că ar fi bine să te ascunzi undeva în pustietăți, singur, mai ales dacă ești fată, dar nici dacă ești băiat nu-i bine. Să nu știe nimeni de tine, să-ți lași telefonul și să umbli, să cutreieri munții ca nu știu care sfânt. Nu-i safe, nu ești în siguranță. Trebuie să știe cineva unde ești, pentru cât timp, să ai acces la un telefon de urgență în caz că se întâmplă ceva.
Trebuie să ne gândim și la aspectele astea. Chiar dacă Dumnezeu este acolo cu noi și El ne poate proteja, când te duci singur, nu trebuie să te pui în pericol doar de dragul de a-ți atinge nu știu ce scop. Trebuie să ne gândim și la lucrurile astea. În încheiere, avem acolo câteva concluzii. Solitudinea înseamnă să ne retragem din comunitate. Renunțăm la comuniune ca să ne șlefuim relația personală cu Dumnezeu. Și pentru asta putem ajunge să avem un timp de reflexie cu Dumnezeu, să dăm socoteală mai bine lui Dumnezeu, să ne vărsăm inima înaintea Lui, să ne focalizăm pe o slujire care necesită atenția noastră nedivizată și care nu ne pune în pericol partenerii de slujbă. Uneori, chiar cum ziceau unii, frate, vrem să ne fii lider și dumneatale să ne fii locomotivă. Așa. Ce se întâmplă cu locomotiva? Încasează toate insectele care vin spre el. Da. Deci, uneori, trebuie să-ți asumi lucrul ăsta. Bun, îmi pare rău că am fost expeditiv. Am vrut să fie mai puțin timp, dar ca să avem răgaz pentru întrebări, acum e timpul pentru întrebări. Și dacă știu, și răspund. Prima întrebare. Cum putem face ca în comuniunea din biserică să facem oamenii să înțeleagă că nu este vorba doar despre slujirile vizibile, publice, ci toate mădularele trebuie să contribuie la bunul mers al trupului și ca fiecare mădular și că fiecare mădular este important în bunul mers al bisericii. Să eliminăm trendul care îl percep mulți că slujbele care contează cel mai mult sunt doar cele vizibile sau publice ale bisericii. Wow. Asta se face probabil și prin învățătură, dar și prin practică. Mai mult decât prin învățătură. Noi suntem moștenitorii acestei tradiții creștine, cum că ceea ce se întâmplă în slujbă bisericească contează parcă mai mult decât orice altceva și că altceva nu mai există. Nici chiar în bisericile tradiționale, viața bisericească nu stă în serviciile religioase. Și ei fac mult mai multe, dacă unii știți, probabil, prin mănăstiri se fac cel puțin vecernie și utrenie, sau invers, dimineața și seara, utrenie și vecernie. Și în anumite ordine călugărești, în anumite mănăstiri, se fac mai multe servicii în timpul zilei. Har Domnului că ei au timp, nu? Nu ca noi. Osteniți. Dar încă din Evul Mediu, când au început să apară organizarea acestor focare de civilizație creștină, așa cum era înțeleasă atunci, pe lângă mănăstiri erau bolnițe, adică locuri în care se duceau oamenii bolnavi. Nu erau nici călugării medici, dar au transmis educație de felul ăsta, medical, de la Aristotel, de la Avicena, de la alții, că erau creștini, arabi, indiferent ce, învățăturile s-au transmis, tot felul de practici existau și unii bolnavi asistați corespunzător, nici nu erau bolnavi grav, se mai recuperau din ei, dar aveau bolniță. Aveau, cum se spune, spații pentru găzduirea celor care rămâneau orfani, celor care nu mai aveau case, locuințe, indiferent. Venea războiul, venea sărăcia, foametea. Biserica a fost preocupată de asta. Ar fi nenatural pentru noi să scăpăm sau să aruncăm la gunoi această parte bună a istoriei creștine, indiferent că vine de la biserica tradițională sau din altă parte, și să ne imaginăm că ceea ce contează în ochii lui Dumnezeu este numai ce facem noi aici în mod formal, într-o sală consacrată închinării. Realitatea este alta. Biserica trebuie să facă multe alte lucruri. Și Domnul spune că ne va recunoaște nu pentru că am predicat în biserică. Aici pierd eu. Ci dacă l-am ajutat pe săracul ăla, pe fratele ăla, care este de fapt Hristos incognito. Și aia când o fac? Păi o pot face cu un grup de frați, sau pot să o fac singur, indiferent cum, e bine să o facem și organizat. Biserica există dincolo de zidurile acestea. Numai că ele ne sunt tare folositoare când e vorba să ne întâlnim în liniște, când e vorba să avem învățătură, să avem un timp în care să ne închinăm fără să ne fluiere alții,
Ieri am fost cu biserica noastră la munte, la poalele muntelui, și au trecut unii pe acolo, auzind ce vorbim noi la stație, sau auzeau, au început să ne spună câte ceva de dincolo. Abia m-am abținut să mă duc după ei să-i confrunt personal. Da, era un râu între noi și nu eram pregătit pentru alte. Da, deci e de mare ajutor ce se întâmplă aici. Și Pavel reglementează în Corinteni, în epistola 1, ce se întâmplă în spațiul de închinare. Dar asta nu înseamnă că numai aia există pentru creștinism. Creștinismul există și în afară. Deci e loc și de învățătură. Voi aveți obiceiul să asistați pe oamenii de pe la gară, care înțeleg că sunt mai amărâți, nu au mâncare. Probabil că asistați lucrarea din Ucraina sau în zonele calamitate. Sunt lucrări pe care le putem face și uneori merită să ne ducem până acolo. Ați văzut cum arată un om pe moarte? Dacă nu ați văzut de curând, mergeți și uitați-vă. Vă puneți viața în perspectivă. Ce înseamnă să asiști pe cineva care nu are pe nimeni într-un azil? Să-ți faci timp cu un copil abandonat în spital. Aia e slujirea lui Hristos. Cui pasă despre, cu privire la acești oameni? Cum putem echilibra solitudinea și comuniunea în viața noastră spirituală, având în vedere că omul este o ființă comunitară? Da. Suntem comunitari, dar nu în sensul că, și am zis că ființă eclezială. Am furat sintagma de la Ziziulas, un teolog ortodox din nou. Am căutat să extrag de acolo ce este bun pentru noi. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne retragem mănăstire, că numai acolo suntem oamenii ecleziali sau oamenii comuniunii. Adevărul este că avem mici comunități acasă, nu? În familie. Cine se roagă, cine execută mustrarea când trebuie să o facă, cine poartă grijă de standardul de moralitate al familiei, ne băgăm de seamă unii de alții sau nu ne pasă? Trebuie să ne pese. Acolo este o comunitate mai mică. Familia este o comunitate creștină. Spune Pavel că până și copiii dintr-o familie mixtă, în care unul e creștin, celălalt necreștin, sunt sfințiți datorită celui creștin. Deci ceva se întâmplă, există un impact în familia respectivă. Comunitatea există acolo. Numai că Domnul Iisus ne învață în Matei 6 să exercităm anumite discipline spirituale, vorbește despre dărnicie sau milostenie, rugăciune, modestie, să le exercităm și în secret, individual, în solitudine. Nu ca fariseii, că acolo e exemplu în opoziție cu fariseii. Fariseii, vedeți cum se roagă și la zidul plângerii. Nu? Au anumită mișcare, își pun niște obiecte, au un ritual, îi întâlnești pe străzile Ierusalimului și o fac, Iisus spune, de ochii lumii. Ei, trebuie să exercităm în fiecare zi. Aici ne întâlnim o dată, de două ori, unii de mai multe ori pe săptămână și în rest suntem ori singuri, ori în comunități mai mici. Deci cum echilibrăm? E mersul natural al lucrurilor. Trebuie să fii creștin în fiecare ceas. Nu văd cum altfel. Cum putem recunoaște momentele când Dumnezeu ne cheamă la solitudine pentru formarea caracterului nostru? Acum, eu am definit solitudinea ca o disciplină pe care o inițiez eu. Eu cam rar auziți lucrul ăsta din gura mea, dar am zis să pun accent mai mult pe contribuția omului și nu atât de mult pe suveranitatea lui Dumnezeu în privința asta. Întrebarea mă duce în sensul invers, că Dumnezeu inițiază chemarea asta și foarte bine. Acum, s-ar putea să fie o chestie subiectivă, când dibuiesc eu, când înțeleg eu chemarea lui Dumnezeu, dar asta fiecare poate spune din perspectiva relației pe care o are cu Duhul lui Dumnezeu. Că trebuie să deprinzi urechea, să asculți glasul Domnului. Știți cum a făcut Ilie? Era pe munte, a venit cu tremur, nu era Domnul acolo. A venit un vânt puternic care spărgea stâncile, nu era acolo. Trebuie să deosebești vocea Duhului. Duhul, unii îl confundă vocea Duhului cu vocea propriului eu. Trebuie, asta e un exercițiu, este o deprindere, trebuie să
exersezi lucrul ăsta. Probabil dacă e să privim din perspectiva subiectivă a omului și să obiectivăm puțin, am zice, măcar o dată pe an, trebuie să-ți faci timp să te oprești, să te decuplezi, să te retragi, să-ți faci planuri, să zici, ok, hai să văd ce am făcut până acum. Și de la o vârstă îți pui întrebarea asta mai des, că sunt mai mulți ani care au trecut decât cei care posibil să mai vină. Și atunci începi să spui mai des întrebarea, măi, eu am făcut umbră pământului atâția ani, s-o meritat? O meritat investiția lui Dumnezeu în mine? Ce am făcut până acum? Ce am realizat? Trebuie să te oprești o dată pe an, unii zic de două ori pe an, poți să o faci mai des. Și atunci, cumva, intri într-un ritm. La fiecare 3 luni, la fiecare 6 luni mă opresc și îmi dau timp să mă gândesc la lucrurile astea. Alminteri, ești la discreția Domnului. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească printr-un necaz în care să-ți dea, să te oblige să te oprești. Să-ți ia ce ai mai drag, nu știu, hobby-ul tău, mașina ta, mai știu ce altceva, să-ți dea timp de gândire și atunci să fie un semn că Dumnezeu vrea să te oprești. Ar putea să fie și alte lucruri, dar asta depinde foarte mult de relația personală pe care o dezvolți cu Dumnezeu. Până la urmă, când ajungi pe un pat de spital, sigur te oprești și meditezi. Că asta e limbajul clar pentru toată lumea, înțeles de toată lumea. Ok, am fost cam ambigu. Ați vorbit dimineață despre comuniunea virtuală. Ce părere aveți despre persoanele care își iau chiar și în momentul de față, nu doar în pandemie, învățăturile biblice din online, neglijând complet părtășia fizică la fața locului? Păi, unele probabil că sunt bolnave, dar nu despre asta e vorba, despre boala fizică care te obligă să stai acasă. Sper să nu fie, să nu jignesc pe nimeni acum, nu intenția mea, dar sper să nu fie un masochism ieftin, să urmărești de la distanță ce fac alții sau fără să te implici. Sper să nu fie o suferință foarte profundă, adâncă acolo, că omul a fost jignit de frați. Am citit o carte când am dat și eu de greu, jignit de frați. E posibil să se întâmple asta. Numai că trebuie să cauți rezolvare. Indiferent ce te împiedică să vii aici, trebuie să cauți rezolvarea în comunitatea frățească. Că îți plac sau nu îți plac frații până la urmă, sper să aud și eu cuvintele astea, că îți plac sau nu îți plac frații, până la urmă trebuie să rezolvi problema cu ei. Dumnezeu ți-a dat pe aceștia pentru o vreme. Puzzle-ul nu-i complet. Chipul lui Hristos s-ar putea să nu fie desăvârșit. Și noi suntem aici mai multicei. Dar imaginați-vă că într-o biserică la țară sunt sub 10 oameni. Și ei acolo depind unii de alții ca să se apropie de Hristos. Ce poate să le ofere? Și sunt toți bătrâni și cu probleme. Abia mai merg unii și totuși se duc la biserică. Deci când stai acasă și ai putința să frecventezi adunarea, probabil că asta se întâmplă. Îi defavorizezi pe ceilalți confrați de ceea ce a pus Dumnezeu în tine. În Hristos, ceva este bun și în tine. Și acel lucru bun nu poate să fie văzut. Acum, trebuie să facem cumva ca să interacționăm unii cu alții. Că putem veni, ne plasăm pe strana noastră și plecăm repede, unii pleacă înainte să încheie programul. Nu zic aici, am văzut în alte părți. Și atunci nu există. Contactul e minimal, există ceva fizic, ne vedem, poate ne atingem, nu știu ce, ne auzim unii pe alții, dar și ăsta e trunchiat. Cumva trebuie să devenim mai dibaci, mai buni în relațiile interpersonale. Și pentru asta trebuie să ne depășim pe noi înșine. Și să trecem dincolo de suferințe, dezamăgiri, neîmpliniri, jigniri, trebuie să le rezolvăm. Matei 18 nu ne-a fost dat ca să ne împărțim pe grupuri sectare. Dacă 2 sau 3 sunt adunați în numele meu,
Și eu sunt în numele lor și unii le iau ca să se adune într-o bisericuță, să-i comunice pe toți ceilalți. Noi suntem aici, bisericuța X. Și noi n-avem nicio legătură cu toți ceilalți. Nu de asta e dat Matei 18. Matei 18 este dat cu gândul că există potențial în comunitate, că Hristos este acolo, binecuvântează deciziile noastre, dar nu ca să ne dea nouă apă la moara împărțirii bisericuțe, pe bisericuțe. Deci e important să fii aici. Ce sfaturi oferiți celor care sunt în căutarea unei alte comunități, nemulțumiți fiind de biserica în care sunt în prezent? Ce zici, Cornelia, aici? Da. Anumite lucruri probabil că se pot repara, altele probabil că nu. Și căutarea unei biserici, nu știu, sper să nu se transforme în căutarea unei biserici perfecte, că peste tot bisericile sunt în șantier, spiritual vorbind. Ne imaginăm mereu ca vulpea din fabulă că strugurii, dacă sunt prea sus, sunt acri, da, și că sunt dulci ăia la care poți ajunge implicit. Dar tu habar n-ai, probabil nu știi prea multe detalii sau ai o părere deformată, formată pe baza unor mărturii pozitive numai despre o anumită biserică și te bagi acolo și după ce ajungi începi să afli cum stau lucrurile. Nu știu dacă această căutare poate fi făcută la nesfârșit, undeva trebuie să te oprești. Și la un moment dat te oprești pentru că începi să te maturizezi, să realizezi că Biserica lui Hristos este un proiect în derulare. Că oamenii nu îl reprezintă pe Hristos 100%, că nu poartă chipul lui Dumnezeu neîntinat, că mai este mult de lucru în toți. Că până la urmă tu ai fost chemat, cu cât ți s-a încredințat ție, să participi la prelucrarea bisericii. Uneori și mie mi-a venit să las totul din mână și să mă duc cât văd cu ochii în pădure. Eu sunt îndreptățit că mă cheamă Silviu, păduraticul. Dar voi nu. Dar nu este justificată o astfel de opțiune. Dumnezeu își mântuiește biserica. Și pe ea are în plan să o transforme. Ea nu este o mireasă desăvârșită. Interesant. Când noi ne căsătorim cu o tânără, ne gândim că trebuie să fie fecioară, trebuie să arate bine, tenul impecabil, își ia haine albe, imaculate, Doamne ferește să plouă în ziua anunții, nu? Și lucrurile de acolo încolo se degradează, pentru că îmbătrânește mireasa noastră și noi cu ea odată. Hristos însă ia ceva stricat și prezintă înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură, desăvârșit, procesul invers. Înțelegeți? Așa trebuie să ne gândim la biserică. E imperfectă. Adeseori am ajuns să-mi prezint scuzele, să-mi cer iertare, să calc pe inimă, cu alte cuvinte, că asta e împotriva mândriei. Doar de dragul de a păstra comuniunea. Unde te duci? De la o vârstă nici nu mai vine să te duci. Trebuie să dai socoteală copiilor, nepoților. Nu mai mergem la biserica aia. Păi de ce nu mai mergem, tati? Că eu am acolo și cealaltă și mie îmi place. Și... ce îi spui? M-am supărat pe nu știu cine? Nu poți. Și tu îți dai seama că sună prost. Nu? Când trebuie să dai socoteală. Stai și te gândește. Nu te arunca în decizii de astea. E ciudat că există atâtea facțiuni de biserici, sunt sute de feluri de biserici penticostale, alte sute de creștini după Evanghelie sau frați, alte sute de baptiști și în fiecare găsești mărturisirea de credință care un punct din cele mai importante, mai puțin importante, diferit decât un subpunct din cealaltă facțiune. Și nu poți să stea împreună. E trist lucrul ăsta. În comunism, penticostalii au trebuit să stea împreună dacă au vrut autorizație. Acum încep să se împrăștie. În comunism, creștinii pe Evanghelie au trebuit să stea împreună.
imediat după comunism s-au rupt în două. Baptiștii stau împreună, au fost constrâși să stea împreună, a început divizarea și acolo, nu știu cât timp, dar este o forță centripetă care ne rupe și ne împarte în facțiuni. Să stăm împreună numai cu cei cu care suntem identici și le urăm succes celor ce cred în această utopie. Ce am putea face ca și comunitate să recâștigăm pe cei care s-au izolat de noi? Dacă s-au izolat de noi, ne rugăm ca să-L întâlnească pe Dumnezeu în izolarea lor. Nu știu ce putem să facem pentru ei. Putem să-i căutăm, putem să le arătăm dragoste, dar dacă sunt împietriți în străinarea lor de noi, la un moment dat, pe când eram la Oradea, am văzut că în registrul bisericii eram mult mai mulți decât eram cu frecvență regulată la biserică și am zis, îi căutăm acasă pe oameni și îi anunțăm că luăm act de retragerea lor din biserică. Că asta sună, nu? Când nu mai frecventezi un loc în care ai făcut legământ să fie acolo. Unii numai că nu ne-au bătut. Au fost alții foarte ofensați, alții au recunoscut că asta este starea de fapt și s-au clarificat multe lucruri în felul ăsta. Unii au început să ne deșerteze din nemulțumirile lor, dar era prea târziu să mai reparăm. Situațiile pot să fie diferite, dar cred că nu cred că există rezolvare fără confruntare. Asta e convingerea mea. Mai trebuie să ne deprindem cu un anumit gen de confruntare, să ne specializăm un pic și pe asta. Scriptura spune de Duhul blândeții, de dragoste. Trebuie să ne exersăm un pic și capacitatea asta. Dar nu putem să lăsăm lucrurile așa, pentru că s-ar putea să fie, cum zice pilda aceea cu oaia rătăcită, s-ar putea să nu-și dea seama că nu mai are nicio șansă de scăpare. A intrat în niște mărăcini și nu o poate ajuta nimeni. Trebuie cineva să intervină. Nu știu, situațiile sunt diferite, de la caz la caz. Conform Scripturii, care sunt avantajele închinării comunitare? Care sunt câteva elemente care sunt absolut necesare în timpul de laudă și închinare comunitară? Da, timpul de închinare. Aici grupul de închinare vrea să mă învețe ceva. Trebuie să mă invita separat altodată. Nu, e important în timpul de închinare, în primul rând, să-i aducem laudă lui Dumnezeu. Asta, în jurul laudei lui Dumnezeu, gravitează tot ce se întâmplă în cer. Atât când ne spune Ioan în Apocalipsa. Acolo nu există parcă altfel de închinare decât de laudă. Numai că noi suntem pe pământ. Acolo există un tip de rugăciune din partea martirilor sau a sufletelor martirilor pe care noi nu le putem face. Până când zăbovești, Doamne, să ne răzbuni. Aici trebuie să exercităm iertarea. Acolo lucrurile se ved din altă perspectivă. Trebuie neapărat, cred eu, să existe mărturisirea de păcate sau pocăința înaintea lui Dumnezeu. Cred că ați făcut-o de dimineață, sau mi se pare mie? Nu. Așa a fost. Pentru că realizăm cine suntem, de fapt. Că, până la urmă, și lauda pe care o aducem lui Dumnezeu poate să fie întinată, că noi suntem păcătoși. În anumite grupuri creștine, cu pocăința se și începe. Doamne, am venit la închinare, te rugăm să ne curățești Tu pe toți în sângele Mielului și așa mai departe. E un gând bun și ăsta. Și după aceea, plecând dinaintea lui Dumnezeu, te poți duce cu mulțumire pentru ajutorul primit și poate chiar cu legăminte noi. Ecleziastul ne învață să nu ne pripim când rostim cuvinte înaintea Domnului. Știi? Ajungi să trăiești o stare emoțională intensă, că a fost muzica bună, sau sora a cântat un soprano foarte elevat și te-a atins așa, o acută, și vrei să iei o decizie atunci. Nu-i bine. Nu-i bine. Trebuie să bagi bine de seamă ce cuvinte spui înaintea Domnului. Dar dacă vine de la Dumnezeu cuvântul și te cercetează, e important să marchezi cumva, să iei o hotărâre și să te ții de ea după aia. Că decât să iei o hotărâre să nu o respecti, mai bine să nu iei niciuna. Dar cel mai bine este să iei o hotărâre și te ții de ea.
că până la urmă asta se întâmplă când vine rugăciunea de mulțumire în cartea psalmilor. Omul a avut un necaz, a fost izbăvit și după aia zice, de acum încolo vreau să fac treaba asta. De acum hotărăsc să fac altfel. Asta se întâmplă când Dumnezeu intervine pentru tine. La asta mă gândesc. Și o ultimă întrebare. Cartea Disciplinele Spirituale de Richard Foster, foarte apreciată în mediul evanghelic, folosește disciplina solitudinii, definită tangențial scriptural sau în relație cu New Age, religiile mistice orientale. Ce părere aveți despre acest lucru sau despre autor și astfel de asocieri sincretiste, prezente, ale disciplinelor spirituale? Proastă. Acum, cartea asta a fost secundată de o alta în care vorbește despre bani, putere, sex. Mi se pare același Richard Foster. Și-a păstrat cumva preocuparea pentru disciplinele spirituale și cred că trebuie să ne exercităm discernământul indiferent ce citim. Numai că e ca și cu tăcerea, dacă aveam mai mult timp, poate vorbeam despre asta. E foarte ușor să faci un jurământ al tăcerii. Sau e mai ușor să faci un jurământ al tăcerii decât să te deprinzi să vorbești cumpătat. Cel mai bine este să zici, de acum încolo nu mai zici nimic. Și cel mai bine să faci post de gură când știi că gura ta vorbește prostii, te bagă în toate bălările. Dar mai important ar fi, deși e mai greu, să înveți să vorbești elevat, frumos, cinstit, adevăr, fără să minți și așa mai departe. La fel și aici, cu cartea lui Richard Foster, poți fi influențat de multe... A fost influențat, a citit, a parcurs, a văzut... Da? Și eu am citit și m-am inspirat să văd ce face cu subiectul ăsta, dar nu sunt mulțumit nici eu. Trebuie să ne exercităm discernământul. Sincretismul nu este bun niciodată. Cum pot să pun revelația lui Dumnezeu la un loc cu inspirația pe care o au temirce, călugări, oameni care, mă rog, au avut experiențele lor și au inventat ei niște căi. Religia, în esență, este invenția omului. E opusă revelației. Noi, cel puțin, cred că avem dreptul să vorbim despre o religie revelată de Dumnezeu. Dar religia, prin definiție, este un construct uman. Încercarea, zbaterea omului de a ajunge la Dumnezeu, ca oamenii la Babel. Revelația însă ne scurtcircuitează căutarea și ne spune ce așteptări are Dumnezeu de la noi. Și atunci... Eu mă uit în revelație, în ce spune Dumnezeu aici. Încerc să discern din narațiunile, din povestirile astea, din învățăturile de aici, care este perspectiva lui Dumnezeu, că aia contează. Când eu mărit revelația cu ce au încercat tot felul de religii, cum spuneam mai devreme dimineață despre cartea celui corean, încerc să amestec argila, lutul cu fierul. Poate că iasă o piesă de artă, dar el nu se amestecă niciodată. Deci, cu multă grijă și cu Richard Foster și cu oricine, în momentul în care, cel puțin la subiectul solitudinii, mărturia biblică este extrem de puțină, uneori interpretată tendențios și, într-adevăr, vin multe informații din afară. Domnul să ne binecuvinteze, să ne deosebim bine duhurile și să exercităm aceste discipline spirituale cu mare folos pentru noi înșine. Vă mulțumesc. Să vorbim și despre cărți serioase și serioase. Ziceam și dimineață, fratele Tatu a adus cu dânsul ultima carte, intitulată Nestemate Biblice, 52 de reflecții exegetice pentru suflet. Dacă poți să ne împărtășești câteva gânduri cu privire la această ultimă carte. Aici sunt strânse cele 52 de emisiuni care s-au derulat parcursul anului ce se încheie în septembrie acum. Unele mai urmează să fie prezentate săptămânal, că sunt 52 de săptămâni, la Radio Vocea Evangheliei. Emisiuni scurte de 5-10 minute, foarte rar trec la 15 când e un subiect mezos și trebuia neapărat să mai completez. Și am luat lucruri discutate cu interpretări foarte divergente. Am încercat să mă duc înapoi în context, la surse și să prezint opinia mea vis-a-vis de acele lucruri importante pentru noi, al minteri.
De asta sunt numite reflecții exegetice. Pentru că un pic de ajutor exegetic avem nevoie în limbile originale, dar sunt totuși abordabile. Ele sunt de 2 pagini, 3 pagini maxim, pot fi citite la o ședință sau pot fi audiate, pentru că au fost transformate și în podcast. Dar pentru cei ce vor să mai citească acasă, în timpul lor, puțin cât mai este liber, am zis că e bine să fie puși într-o formă de carte. Mulțumim, mulțumim frumos. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească slujirea de astăzi. Vă mai așteptăm cu drag, frate Silviu, sora Cornelia. Ne bucurăm și ne bucurăm mult de prezența voastră în mijlocul nostru. La ieșire puteți să cumpărați această carte. O avem la un preț special pentru noi, cei care suntem aici în sală. Cartea costă undeva la 50 de lei, însă noi o putem cumpăra la 30 de lei în această seară. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență, dar mai presus de orice vreau să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toată ziua, de dimineață până acum, după masă. De aceea vă invit pe toți în picioare și îl rog pe Ionuț Ciocan să conducă această rugăciune.